intercomunitar ADIS și ADIS. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Am o rugăminte, dați-vă, vă rog, pe silențios telefon. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, întocmite unitatea de implementare OIT-SIMTES conform adresei numărul 3700 din 8-9-2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2, depozitul de deșeuri Nicolae Bolcescu, întocmit de unitatea de implementare OIT-SIMTES conform adresei numărul 3700 din 8-9-2016. Proiect de hotărâre privind tariful pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor județul Bacău, întocmit de unitatea de implementare OIT-SIMTES conform adresei 3700 din 8-9-2016. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Târgu Ocna, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007, întocmit de unitate din implementare, OIT-SIMTES, conform adresei 3700 din 8-9-2016. Haideți să terminăm de citit ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren de suprafață de 400 metri pătrați, numitei Lungu Ana Maria, pentru construirea unei locuințe în conformitate cu prevederile legii 15 din 2003. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren de suprafață de 287 metri pătrați, numitului Boș Remus Onuț, precum construirea unei locuințe în conformitate cu prevederile legii 15 din 2003. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 251 metri pătrați, numitului Bunaru Costel Laurențiu, pentru construirea unei locuințe în conformitate cu prevederile legii 15 din 2003. Și ultimul punct, diverse, dar mai avem o suplimentare la ordinea de zi. Supun ordinea de zi spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Doamna președintă, ridic același aspect, dar l-am ridicat la ședința trecută și la cealaltă ședință și o să ridic cât va funcționa consiliul. Diverse, nu? Eliminarea punctului diverse. Dacă sunt situații urgente, cine o are de soluționat, o ridică și se pune în discuție. Ia ce să zic să nu înseamnă că suntem toți de acord. Dar nici nu prea rău, domnule, dar v-am și explicat ce s-a amintit. Discuție. Hai să supunem la vot. Cine este de acord cu ultimul punct diverse? Varianta executivă a fost deja aprobată. 16 nu mai, nu mai este necesar să punem nimic la vot. Da. Domnul Roșescu, abțineți la ordinea de zi sau votați doar cu acest amendament? Ca punctul diverse să... Acest amendament. Am înțeles. Așa. Diverse.
avem două proiecte. Primul proiect, proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 lei pentru susținerea activităților organizate în orașul Târgu Ocna cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, 5 octombrie, și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna, IESA, în relațiile cu clienții, persoane fizice, fizice și juridice, precum și a tarifului orar pentru prestațiile executate de societate. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Mă abțin. Vă abține? Dar vreau să aduc în discuția Consiliului Local, care este autoritate deliberativă, nu întâmplător este aici, că această autoritate se convoacă cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței, da? Așa e? Bun. Când am fost noi convocați? Și a doua chestiune, dacă e vorba de suplimentare, Consiliul Local, a ordinii de zi, Consiliul Local să analizeze urgența acestor două puncte. Deci 15 voturi pentru și două abțineri. Domnul Iarăș, împotriva. Pentru că, la fel, dacă îi se motivez, nu am habar de acest material. Nu am avut timp să studiez, nu l-am primit la timp, conform legii 215, dumneavoastră trebuie să puneți la dispoziția Consiliului cu 5 zile înainte, ori ce facem aici? Pentru susținerea activității organizate de orașul Târgu Ocna, cu efectul la cele două zile. Ziua Internațională a Educației, pe data de 5 octombrie. Este tradiția, am făcut-o în fiecare an. Și am uitat în ședința din august să o facem și fiind 5 octombrie, nu mai avem altă ședință și am suplimentat ordinea de zi. De asemenea, este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru 1 octombrie. Știți că în fiecare an facem plăcintele bunicii și bicicleta prietena vârstei a treia. Sunt concursuri organizate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 1.500 de lei sunt pentru persoanele vârstnice și 5.000 de lei pentru Ziua Educatorului. E o întâlnire care se face la colegiu, în sala de sport, unde vin toți cei care lucrează în educație. Și eu cred că cei din educație merită să sărbătorim această zi a lor. Asta a fost problema pentru care a trebuit să intervenim cu urgentarea și am mai fost și acele tarife, da? Da. Da. Tarifele de la companie au fost aprobate în AGA și nu erau aprobate în Consiliul Local. Trebuie să le aprobăm și în Consiliul Local, pentru că ei nu pot presta activități dacă nu le aprobate și la noi. Și de ce am venit cu urgență? Ca să nu le diminuăm oarecum activitatea pe care o prestează. Le-ați aprobat odată în AGA, la companie, când au fost prezentate de ei, ar trebui să și pe sub loc. Restul am respectat regula cu 5 zile, așa cum spune legea 215. Alte discuții? Mai vreți să mai departe. Deci, primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Bucur Aurel, președinte de ședință pentru luna octombrie 2016. Comisiile. Comisia juridică a analizat și răspunde și a dat disfavorare. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținându-se. Punctul 2. Informare număr 1329 13209 din 5 ianuarie 2016
Plătirea consiliului județean Bacău privind consecințele generate de retragere OAT-urilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIC și ADIS. Comisiile. Consiliul județean Bacău ne-a transmis cu adresa înregistrată la primăria orașului Târgu Ocna 7000 din 7.9.2016 o radiogramă transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțită de adresa Ministerului Fondurilor Europene 788 din 14.7.2016, referitoare la consecințele generate de retragerea unităților administrativ-teritoriale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Am să dau citire doar adresei Ministerului Fondurilor Europene, este mai cuprinzătoare și cuprinde și ceea ce a specificat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Urmarea adresei 1173, 22.6.2016, prin care Asociația Română APE ne solicită un punct de vedere cu privire la modul în care retragerea autorităților publice locale din cadrul ADI și implicit renunțarea la contractul de delegare a serviciilor de apă, apă uzată și salubritate și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, respectiv funcționarea infrastructurilor de apă, apă uzată, finanțată în acest mod. Dorim să subliniem încă o dată că acest lucru reprezintă un semnal negativ cu privire la politica de regionalizare a serviciilor de apă și canalizare la nivelul României, ceea ce poate atrage penalități din partea Comisiei Europene referitoare la țintele asumate prin tratatul de aderare, situații în care autoritățile locale implicate vor fi direct răspunzătoare pentru prejudiciile create. Problemele ridicate incumbă următoarele riscuri. Imposibilitatea României de a asigura conformarea cu prevederile directivelor europene relevante ca urmare a lipsei de fonduri. Regionalizarea serviciului de apă și canalizare este o condiție a Comisiei Europene de finanțare a investițiilor, atât prin programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, cât și prin POS Mediu 2014-2020. Astfel, prin POS Mediu au fost realizate proiecte în valoare de 3,8 miliarde euro, iar prin POS Mediu 2014-2020 se află în pregătire proiecte de circa 7 miliarde de euro. Totodată, având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate de România în tratatul de aderare pentru sectorul de apă și apă uzată, atragem atenția faptului că, prin retragerea oricărei localități din ADI, adică Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, se impune ca investițiile necesare să fie realizate, continuate, din fonduri locale sau din împrumuturi, pentru a asigura conformarea cu legislația europeană și națională, ceea ce va conduce la un impact major asupra tarifelor plătite de populație. Ca urmare a acestei decizii, suportarea costurilor aferente conformării cu prevederile directivelor europene și legislației naționale în vigoare va putea fi asigurată de către autoritățile locale responsabile. Autoritățile publice locale dau dovadă de o înțelegere limitată a modului de operare a infrastructurii de apă și apă uzată, ignorând totodată cerințele europene pentru conformare, precum și costurile reale pentru operarea unor sisteme de calitate care să poată fi considerate conforme. Precizăm că mențiunea și consolidarea politicii de regionalizare constituie o preocupare constantă a Ministerului Fondurilor Europene de-a lungul timpului, existând sesizări ce sunt tratate în mod unitar la nivelul instituției noastre, ce vizează diverse încercări de afectare a acestea. Penalitățile ce vor fi imputate autorităților publice locale pentru investițiile deja derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. În ceea ce privește proiectele deja implementate din punct de vedere instituțional, retragerea din cadrul ADI a localităților subminează implementarea proiectului la nivel de județ, conducând la slăbirea capacității operatorului regional prin restrângerea ariei de operare a consumatorilor de servici și prin scăderea veniturilor acestuia. Totodată, conform articolului 12 din statutul cadru ADI, aprobat prin HG 855 din 2008, retragerea unei UAT
ce are calitatea de membru implică după sine recuperarea sumelor corespunzătoare investițiilor, modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri, în infrastructura aferentă serviciului delegat de care a beneficiat pe durata cât a fost membru asociației. Din punct de vedere tehnico-economic, retragerea oricărei localități din ADI, care a beneficiat de investiții prin proiectele finanțate prin fonduri europene, implică riscul real ca organele de audit și control ce vor verifica proiectul să considere că acesta nu și-a atins obiectivele pentru care a fost alocată finanțarea nerambursabilă, consecința fiind aplicarea de corecții financiare. De asemenea, în care Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, consideră necesară atragerea atenției asupra unor aspecte legate de contextul în care se promovează strategia tarifară aferentă proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată finanțate prin fonduri europene, rolul autorităților locale în implementarea acestor proiecte și riscurile aferente. Astfel, strategia tarifară promovată prin proiectele finanțate prin post-mediu 2007-2013 a reprezentat o condiție de eligibilitate și acordarea finanțării prin post-mediu 2007-2013. În acest context, proiectele promovate de operatorii regionali au avut la bază deciziile tuturor autorităților locale în sensul respectării și implementării montajului instituțional și financiar aferent procesului de regionalizare. Având în vedere cele de mai sus menționate, subliniem că nerespectarea strategiei tarifare pentru toate localitățile implicate poate conduce la pierderea resurselor disponibile pentru finanțare și implicit nefinalizarea proiectelor cu urmări negative directe asupra autorităților locale. În aceste condiții, considerăm imperativ că autoritățile locale trebuie să cunoască riscurile pe care și le asumă, fiind necesară respectarea angajamentelor în baza cărora au fost finanțate aceste proiecte și ai căror beneficiari final sunt autoritățile locale. Autoritățile publice locale, prin ADI, sunt responsabile de coordonarea activităților operatorului regional și îndeplinirea misiunii acestuia. În acest context, vă lăsăm rugămintea de a ne sprijini prin organizarea unei întâlniri comune cu toate structurile pentru a informa autoritățile locale asupra acestor consecințe. Adresa primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale este în aceeași notă și se referă și la ADIS-uri, adică la Asociația de Dezvoltare pentru Salubritate. Observații, discuții la această informare? Dacă nu, domnul Dorosul. În ultima frază, adresa spune că beneficiarul final sunt oamenii și populația este beneficiarul final, nu oamenii. Iar noi se solicită de fiecare dată reglare de prețuri, de nu ne întreabă niciodată gradul de suportabilitate a populației pentru mărirea prețului la apă și la bunurilor menajere și la salubritate. Ni se cer mărire de aprobarea măririi prețului la apă și implicit la bunurilor menajere. Dar nu se gândește nimeni la populație. Înțelegem. Am dat bani de la Banca Europeană, am venit bani de la Uniunea Europeană. Totul era curgea numai lapte și miere când am aprobat acest proiect. Acum vin de fiecare dată cu mărire de prețuri la apă și la bunuri menajer, ceea ce nu este corect. Trebuie să ne gândim la, mă repet, la gradul de suportabilitate a populației. În primul rând, că dânsii sunt beneficiarii finali, nu poate populația beneficiară. Am și o completare. Vă rog. În continuare la ce vrea funcționează domnul Dorosul, ar trebui să facem o distinție când facem referire la calitate, calitatea investițiilor, în comparație cu calitatea rezultatelor acestei investiții. Mă refer în mod special la calitatea apei care ar trebui să fie în urma investițiilor făcute mult mai bună și, în realitate, e tamani invers,
Probabil că constatați majoritatea dintre dumneavoastră că prima dată când îi dai pe la robinet, îți scurge apă maronie și după aceea, câteva secunde, începe să curgă apă normală și nu-i corect, după investițiile care s-au făcut. Iar în sectorul salubritate, de asemenea, raportul între investiții și calitatea prestațiilor se, cum să spun, se opun una la altă. Cam atât. Mai sunt și alte observații? Da, cred că așa să fac un mic comentariu vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu această scrisoare sau această adresă transmisă OATU-lor. Credeți dumneavoastră, chiar de la nivelul Ministerului Dezvoltării, sau poate chiar ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi dacă, acolo unde suntem implicați, nu facem treaba. Eu consider, din punct de vedere al acestui semnal tras, sub aspectul retragerii unei UAT din cadrul unei asociații, că bulversează, de acord, bulversează venitul, bulversează organizarea acelei asociații, sunt probleme, dar noi, de fiecare dată, nu reușim, noi românii spunem, spun în general, pentru că nu ne străduim foarte serios, să respectăm principiile de la care se pleacă atunci când să încheie un contract. Cred că nu este prima dată când observăm acest aspect. Noi românii încercăm să ne eschivăm în respectarea anumitor clauze contractuale. Nu vrem să ne străduim să respectăm în totalitate acele clauze ca să nu fie, să nu fie probleme. De asta cred că se face această adresă, de asta se trage semnalul de alarmă asupra unor retrageri sau de asta se produc aceste retrageri, dacă au fost semnale la nivel de țară și ajung poate la returnarea unor sume importante sau nu se reușesc atragerea de sume pentru proiectele care se doresc a se atrage. Datorită faptului că nu reușim și nu suntem noi atât de abili încât să ne respectăm clauzele care au fost stabilite în acele contracte. Doar atât. Atât vreau să comentez pentru că vreau să atrag atenția că problema nerespectării clauzelor contractuale nu se întâmplă doar în problema ADIS și ADIC. Haideți să ne gândim la alte aspecte. Doar din acest motiv am vrut să iau cuvântul. Vă mulțumesc. Mai sunt observații? Dacă nu mai sunt, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Cadiz. Comisie. Comisia judecă consideră că textului trebuie să aduce trebuie făcut o modificare, o formulare, mai bine zis, a proiectului de hotărâre și noi, în comisia juridică, am considerat că ar suna mai pe înțelesul și pe competențele pe care le avem noi, ca acest proiect se numesc un proiect de hotărâre privind acordul de modificare și completare a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adin. E un punct de vedere pe care l-am însușit cu votul tuturor. Comisia a dat la adresa lor. Dar sub această formă. Vreți să mai repetați, vă rog frumos, acordul? Acordul de modificare și completare a statutului. Da, mulțumesc frumos. Să punem la vot. Cine este pentru? Cu amendamentul. Cu amendamentul. Cu amendamentul. Mai sunt discuții, nu? Ce am terminat? Vă rog, domnul am sesizat și la ședința de luat trecută că a fost același material și pare că nu se reunește pe inițiativa primarului aceste modificări. Deci, exprimarea din ordinea de zi trebuie să schimbat. Nu primarul poate modifica statutul unei asociații.
sau nu, noi, Consiliul Local, așa trebuie. De asemenea, ce puțin articolul 32, pe mine mă duce într-o eroare, chiar dacă la ședința de comisie mi s-a explicat, am în vedere că totuși adunarea generală trebuie să ia, să facă modificările statutului și nu în, de către, să zic, Consiliul Local, în speță de Târgoviște. E vorba de articolul 32 în statut. Mulțumesc. Cu privire la prima observație a dumneavoastră, pot să fac eu câteva precizări. Proiectul de hotărâre pot fi inițiate doar de către primar, de către consiliul local, consilier local sau de către cetățeni care întrunesc un anumit număr de. Asta ar fi o explicație pentru care proiectul de hotărâre este inițiator domnul primar. Plus, fiecare UAT are un reprezentant în adunarea generală a asociației, care poate fi primarul, sau un reprezentant desemnat de către acesta. Da. Aici scrie, privind aprobarea modificării și completării statutului. Da, pentru că la, în momentul în care UAT Târgovna a devenit membru în asociația ADI, a aprobat actul constitutiv și statutul acestei asociații. De aia este normal să aprobe și modificările ulterioare ce vin pe actul constitutiv sau pe statut. Doamna, juristul de la ADI a trimis un model de proiectul hotărâre. Asta e adevărat, pentru că dânsii așa vor, formal. Dar unde pot obliga să înghițim ceea ce vor să înghită? La urmă, mai sunt juriști din sala asta care au dreptul și capacitatea de a-și spune cum de vedere. Vreau să spun că de data aceasta, a ridicat foarte bine în discuții această formulare și chiar de bun acord ne-am fost de acord, iar fac ghilimele de rigoare, să nu-i spunem aprobare, să-i spunem că nu deranjează absolut nimic. Suntem de acord, de fapt, cu ceea ce și-au propus dumnealor să facă mai departe. Legat de a doua parte de care se referă domnul Iaro, pentru a simplifica bunul mers a hotărârii care o emite AGA, ca să nu mai treacă la fiecare oată în parte, bineînțeles că împuternicește pe președinte să semneze el în numele la toți cei care ar trebui să semneze. Tot din cauza asta. Cel mai conținut, nu discutăm, că deja e clar. Mai sunt și alte observații la acest punct? Dar nu mai sunt supus prea cu aprobare. Cine este pentru? Cu amendamentul Comisiei Juridice, în loc de aprobare, cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Comisiile? Comisia Economică a desfavorat. Comisia Juridică intervine cu același amendament pentru că și ADIS-ul, în organigrama, în problematica de modificare cu care vin ei, e identică cu cea de la ADIS. Deci, în loc de aprobă, vedem că a privit acordul de modificare. Alte discuții la acest punct, pe ordine de zi? Alte observații? Dacă nu sunt, supun spre aprobare cu amendamentul în loc de aprobare cu acord, să modificați. Privind acordul, da? Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu sunt. Următorul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului confort de deșeu realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, numit de Unitatea de Implementare conform adresei 3700 din nota 9 2016. Comisiile? Comisia Juridică a dat aici favorabil și am, dacă îmi permite să și motivez,
Ținând cont de perioada intermediară, pentru că cunoaștem că operatorul pentru celula numărul 2 încă nu a fost desemnat în formă religioasă să judece în instanță, pe bună dreptate, Consiliul am luat hotărârea de a înființa un serviciu care se gestioneze temporar activitatea de gestionare a deșeurilor pentru această perioadă, până când va veni operatorul Uli. Ca atare, e o activitate care mi se pare că îi privește continuată și nu am avut să fac nicio observație în acest lucru. Comisia Economică a fost favorabil aceleași procedențe pentru prezentarea celor ce înțeleg. Dacă sunt observații la acest punct, ne găsim discuții. Dacă nu sunt, supunem o spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Tolcescu, întocmit de Unitatea de Implementare, conform adresei 3700 din 8.9.2016. Comisiile. Comisia Juridică vine cu același amendament ca și ceva două precedente, în loc de aprobare, însușirea caietului de sarcini. Comisia Economică a fost favorabilă. Discuții la acest punct? Observații? Dacă nu sunt... No, și eu ziceam, dacă tot vorbim în subiectul și acceptăm așa, privind acordul în loc de stabilirea sau aprobarea, să fie făcute corectările necesare și în conținutul hotărârilor, că poate mai întâlnim expresiunea. Da. Da. Tot ce derivă din această modificare, modificare spre conținutul hotărârii. Da. Supun spre aprobare. Da. Vă rog, domnia. La 30.06.2016 spune în material, dacă nu este funcțional, că asta întrebă, este sau nu este funcțional, de expozitarea proiectului să revină în regim ineligibil. Este ineligibil sau ineligibil la ora asta? Suntem totuși în altă urmă. Vă răspund eu. Este, celula este gata. Nu s-a operat în galerea pentru că mai sunt de finalizat câteva activități la celula fără 1, la care am găsit, să o finalizeze pe aia. După aia trece în mod concret de la altă. E pregătit, e gata, oricând poate să înceapă. E funcțional. Deci, proiectul este funcțional. Da? Da. Domnul, o completare. Toate sunt făcute și celula 2 și stațiile de sortare omești vecean. Dar dacă ele nu funcționează și nu se duce cu noi acolo, atunci devine neligibil. De aceea trebuie să grăbească instanța și nu există altă variantă. Să spui mai stai că nici mai avem unde depozita bună la nivel de județ. Alte observații? Discuții? Acest punct? Deci supun spre aprobare cu amendamentul însușire în loc de aprobare. Cine este pentru? Împotriva ținerii nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare și depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizat prin proiectul sistem integrat de management al deșeurilor în județul Bacău, întocmit de unitatea de implementare conform adresei numărul 3700 din 8.9.2016. Comisiile? Comisia Juridică, același amendament unde aprobarea instituirea tarifului pentru că tariful nu are o foarte anume de discuții. Discuții? Observați? Comisia Economică, două voturi împotriva acestui proiect de hotărâre și două abțineri. Considerat că e insuficient fundamentat acest tarif. Și nu zic 100%. Ok. Mai iertați. Și care vă clarifici? Da, de acord cu modificarea profusirii. Că la varianta inițială de propunere de tarif a fost votul obținut. Alte observații? Vă rog, domnule. Întotdeauna tariful, prețul, este partea cea mai sensibilă. Ei prezintă o fișă de fundamentare, care spun cheltuielile materiale atât, forța, cheltuielile de munca vie, nu le contestăm.
Deși, da, nu putem ști exact. Dar mi-a sărit în ochi un punct aici, amortizarea activilor, 20 de lei, ceea ce înseamnă amortizarea activilor are o pondere în preț de 40%. Și eu cred că nu există tarif în țara asta unde ponderea amortizării să fie 40%. Mi se pare extraordinar de mare. Aș fi vrut să întreb, folosesc cumva amortizarea accelerată? Care nu s-ar justifica. Folosesc cumva durata de viață a acelui mijloc fix prea mică de apare așa... Deci omul va da 40% din preț pentru amortizare. Mai ales că sunt și fonduri europene. E cumva vreo normativă europeană care spune că trebuie să-l accelerați, să-l amortizați așa repede ca să vă luați altele noi. Eu nu contest din punct de vedere financiar sau rolul fondului de amortizare. Este clar care este. Dar să ai ponderea de 40% într-un preț pentru amortizare, pentru că ți-ai lua altele noi peste, eu știu, durata de viață, trebuie să iei foarte mare la betoanele alea care le-au turnat acolo. Eu nu contest la tractoare sau ce au acolo, mașini hidraulice. Trebuie să fie mai mică, dar ori s-a folosit durata de viață prea mare, prea mică, ori amortizarea accelerată, e ceva. N-am pe cine să întreb, într-adevăr. Și, mai ales că, deci ele, practic, sunt mai mari ca toate cheltuielile. Doar acest punct, amortizarea, mai mari ca munca vie, mai mari ca toate. E un semn de întrebare. Prin urmare, până aș primi o explicație la asta, eu mă voi abține de la vota acesta, pentru că e o chestie sensibilă. Da, cam asta ar fi. Deci, până la explicarea asta, deci, în rest, dar că nu pot contesta de ce carburanții atât, de ce munca vie atât, asta, aici merge pe bună credință, dar la punctul ăsta, care are așa o pondere mare, 20 de lei din 58 să dai pe amortizare, mi se pare foarte mult. Poate există o explicație, să ne spună. Deci asta e cam asta. Și atunci, până la explicația aia, mă abțin. Dacă la poarta celului 2 este 53,63 tona fără TVA, mă gândesc cât mai înseamnă până la Bacău, la celul 2, pentru la transportul de la Târgu Omna, asta înseamnă că cetățeanul va suporta o creștere de cel puțin 50% la volum, ceea ce este foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, și eu sunt împotriva. Dar să cam tu, deci alte discuții, observații. Observația pe care a făcut-o domnul Antot este pertinentă și se întâmplă faptul că acest studiu l-au făcut niște specialiști, cred că nu pot să fie un specialiști care cunoaște problemele de lucrat. Cred că ar trebui să o promovăm, să le adresăm această întrebare la cei de la Bacău. Și nu știu, mai zic, și transformăm în altceva. Parcă facem acum o societate care să fie, să producă profit pentru cei, nu e pentru comunitate, nu e pentru cei care duc gunoaia acum. Ei vor neapărat să facă boie pe banii contribuabilor, e corect. Deci, și eu mă abțin până nu obțin un punct de vedere că se poate declara în legătură cu justificarea acestui tarif. Alte observații? Da. Față de materialele care au fost la ședința trecută, primarii de orașe, am avut o întâlnire cu domnul președinte și cu specialiștii de la unitatea de implementare și am cerut explicații. Ați văzut că față de data trecută a venit o fișă de fundamentare pe mai multe pagini și se dau mai multe explicații. Referitor la problema aceasta a amortizării, am ridicat-o și noi. Într-adevăr, ea reprezintă un proces destul de mare. Explicația care mi s-a dat este următoarea. Trebuie creat acest fond de amortizare pentru a putea fi, sigur, așa cum spunea și domnul Antoiu, care este un specialist, înlocuite aceste investiții care se fac acum. Noi am cerut, în schimb, altceva. El să fie contabilizat separat și acești bani să fie repartizați pe fiecare unitate în funcție de cât
plătește fiecare unitate. Pentru că dacă intrăm așa la, la celelalte, dacă intră la bugetul acestei instituții, nu este bine. S-a cerut acest tarif, cred că observația domnului Mițuri este corectă. Noi îl însușim, deci nu ca data trecută, unde trebuia noi să-l aprobăm, primarul și secretarul semna aceste materiale. Au fost discuții ridicate și de ceilalți primari. E o situație temporară. Ei au spus că numai așa pot, deci serviciul Consiliului Județean, numai așa pot să pornească această activitate. Mâine va fi ședința și adibului și adisului la Bacău. Noi am solicitat ca în conducerea adisului să fie persoane, să fie alese, persoane care au participat la alegeri. Că președintele Consiliului Județean, vicepreședinții Consiliului Județean, primari, pentru ca să înțeleagă și problema pe care o ridica și domnul Iaru, de limit să înțeleagă și să pună în aplicare această limită de suportabilitate a cetățeanului, pentru că este foarte ușor să stabilești niște tarife și ne vom bloca că nu putem să le încasăm, pentru că cetățeanul nu are de unde să le plătească. De asemenea, am ridicat problema reprezentării teritoriului în ADIP, pentru că la ora actuală nu sunt primari din teritoriul care să fie în conducerea ADIP-ului și mi s-a promis aceste lucruri, pentru că și conducerea județului a înțeles că este o situație destul de delicată. Trebuie pornit cumva această celulă 2, pentru că nu avem altă variantă la ora actuală în județ. Celula 1 care a aparținut municipiului Bacău este, trebuie închisă, pentru că s-a terminat depozitarea și sigur că acest preț care este dublu deranjează pe toată lumea și nu știm exact cum se va putea plăti. Având în vedere că de la 1 ianuarie se mai plătește și 80 de lei pentru fiecare tonă depozitată. În aceste condiții nu ne rămâne decât să diminuăm foarte mult cantitatea de gunoi pe care o ducem și o depozităm la Bacău. Acesta este și scopul acestor taxe puse de mediu pentru a face această cantitate care depozitează să fie din ce în ce mai mică. Acestea sunt explicațiile. Ei au venit cu argumente suplimentare față de data trecută. Nu există, vă spuneam, o altă variantă decât să pornească această celulă 2 și pentru a putea porni, trebuie să toate OAT-urile să aprobe. Majoritatea dintre ele au aprobat. Suntem noi astăzi care trebuie să mai aprobăm și mâine este adunarea generală, unde toate aceste hotărâri vor fi însușite la adunarea generală, fiind aprobate în Consiliul. Mulțumesc. Observații, dacă mai sunt? Ar trebui să fim informați mai des în legătură cu anumite activități care se derulează inclusiv la vârfurile artistului, adibului și chiar așteptării acestui serviciu, pentru că la noi, numai când sunt modificări de statut, eu știu ce alte modificări, atunci vin sau când e vorba să mai dăm ceva în plus. Dar celelalte activități pe care le desfășoară aceste organisme ar trebui să fie cunoscute, să fim informați în mod permanent, măcar să știm și noi organigrama și angajații care sunt acolo și eu știu pe ce salarii lucrează, că sunt unii dintre ei care nu știu dacă se justifică din punct de vedere profesional. Ai discutat și despre calitatea oamenilor pe oameni de funcție. Este organigrama, culmea, că se prezintă ceva aici, niște costuri cu munca vie. Eu vreau să vă spun în felul următor că nu sunt excepțional de mare specialist în domeniul financiar contabil și mai ales a evidenței și realizării costurilor. Deși, na, am făcut câteva. Dar mai prost material ca ăsta eu n-am întâlnit. În care nu mi-apare cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, tot ce ți-ai propus. Să pleci la o fundamentare, eu n-am înțeles de unde a ieșit 53,73 lei de nicio culoare. Dacă reușește cineva să mă convingă, pe baza materialelor existente aici, votez și eu pentru. Până atunci am abțin, n-am cum să votez. Pentru că m-am uitat și pe desfășurătorul respectiv și pe expunerea de motive. E un talmeș-balmeș.
cheltuieli pe an, cu combustibil, pe tonă, pe cu serviciile, cu munca vie, apare și un autoturism, apare și nu știu ce, nici nu știu cum să-l încadrez pe ăla. La cheltuieli cu alte servicii sau la cheltuieli directe, sau cum de încadrez pe ăla. Eu n-am văzut o analiză de cost mai proastă, credeți-vă că n-am văzut. Să vină, are dreptate domnul Mutul, ceea ce privește. Domnul, cu organigrama, cu cheltuiala cu munca vie, cât sunt direcți, cât sunt indirecți, cât sunt alte cheltuieli, cât sunt alte lucruri. Vorba și domnului consilier Cristian Tohie. Domnule, amortizarea aia este accelerată, este liniară. Și anumite prevederi, am văzut acolo că își propun pentru a închide cealaltă celulă sau nu știu ce, să strângă o sumă de 11 ani. Iarăși, trebuie văzut de ce 11 și nu 15 sau 25. Ar trebui să vină un specialist de la dumneavoastră și care să răspundă tuturor acestor întrebări și cu creionul pe hârtie, contabil vorbind, că acest cost trebuie să putem ajusta până nu-l simțim palpabil, efectiv, să vedem fiecare bănuț de acolo, din ce se compune acest 53-73, nu o să știm niciodată unde mai putem face reduceri, unde trebuie să acceptăm că asta e viața, că atâta e combustibilul, atâta este utilajul, atâta e amortizarea. Când spune așa cu furca cifrele acolo și spune în final că ăsta e prețul și trebuie să-l acceptăm, mi se pare arbitrar și nu-i corect și nu-i economic discutând normal. Dacă mai sunt și alte, domnul. De acord cu domnul Bucur și eu. În plus de asta, din punct de vedere al meu personal, nu putem fi de acord cu pentru asta. E dublu sau aproape dublu față de mai mult de mult. Și prețul se va reflecta obligatoriu pe prețul unui menajer care va plăti populația și până la urmă tot la gradul de suportabilitate a populației ajungem și nu este corect prețul, este prea mare, mai mult de dublu. Domnul Rupiu, argumentul meu este felul următor. E mare, e mic. Trebuie să-l accepti. Dacă e mare, dar dacă este justificat, dacă este perfect justificat, dacă efectiv, uitându-ne pe costuri, dar cum nu justifică dacă s-a aprobat și... De asta spun. De asta pe mâine. De asta, eu la ora asta nu pot să-mi dau seama nici de ce a fost 24 și nici de ce e 57. Poate ar trebui să fie 57, poate până acum cu 24 a fost pierdut. Dar vino și de cum arată. Vino și demonstrează chestia asta. Și dacă că n-am nimic de făcut altceva, căci eu atunci am văzut și iau asta, o închid. Bun. Da. Soluția propusă de domnul primar să reducem cât mai mult cantitatea de cloi pusă la celula 2. Cum? Am propus asta. Eu gândit niște măsuri. Nu simplu de luat. Dar oricum, acum, prețul ăsta, eu personal nu îl aprob, nici colegii mei nu vor aproba, sunt sigur că am discutat. Trebuie făcut ceva, totuși, nu... Tehnice și organizatorice, dar asta nu exclude partea asta la urmă. Adică faptul că eu fac niște sacrificii până la urmă și mă organizez mai bine, ca să scot un gunoi conform cât mai puțin. Faptul că eu iau și măsuri tehnice, adică să strâng cu aceeași mașină de la 7 locuri, concomitent. Dar alea sunt eforturile mele care o să producă la o suportabilitate mai bună a populației, dar asta nu exclude că nu trebuie să mă interesez și să văd de ce trebuie să plătesc 53 și nu 28. Doamna președinte, dacă îmi permite să mă întrebăm și cu... Vă rog, domnule. Trebuie să ținem cont de faptul că acest serviciu lucrează pentru o perioadă intermediară. Adică operatorul care va pleca la altă parte, dar regulile pe care vor percepi vor fi mult mai mari. Dar trebuie să vă reamintesc faptul că operatorul care gestionează o celulă este obligat să construiască celula următoare din încasările pe care le realizează. Deci nu sunt alți bani pentru celula numărul 3, care va veni peste, nu știu, 10 ani, nu știu, parcă din stabilit de unde lucrurile acestea, cu unul de lucru. Și acea celulă va fi construită din banii de lucru. Da. Dacă mai sunt și alte observații,
Dacă nu mai sunt, supus spre aprobarea dumneavoastră cu amendamentul însușire în loc de aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 4, 4 voturi împotrivă și abține 1. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 4 voturi. Mai vreau să voturi împotrivă, dar să le pot nomina. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Da. Și iar, mulțumesc frumos. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Târgu Ocna, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007, întocmit de unitatea de implementare conform adresei 3700 din 8-a 9-a 2016. Comisiile. Comisia pentru urbanism a zis favorabil, a luat măsuri de fapt după aceste cadențe, provinții în diferențele de la măsurători cadastrale și de funcțiile în acest inventar. Am mai avut și o altă comisie acest punct pe ordinea de zi? Observații, dacă sunt, discuții în acest punct? Domnul Ilie. Da, unică observație, din o greșeală de redactare sau poate asta o fi realitatea, n-am înțeles. Da. Din tot, din material, pe lotul 3 și dacă uităm în proiectul de hotărâre pe lotul 3, se discută de suprafață de 448 de metri pătrați, în expunerea de... Nu, a fost o prezentare la colegiul urbanist, care nu au mai actualizat și anexa de la proiectul de hotărâre, au lucrat doar pe anexa de la raportul de specializare. De ce o duci? Eu, între timp, am actualizat și am făcut corect. Eu greșeam de redactare, da? Să fie corect. Deci, suntem atenți. Da. Și eu am pe domnul doamne, pe ambitor, materia de următoare. Vă rog. Am câteva aspecte de ridicat și un rămâneri care nu au. Însușim, completăm acest inventar. Întrebarea este, cum a dobândit UAT-ul dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care noi le trecem în inventar. Doamna secretară mă înțelege. Deci, potrivit legii, modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate. Deci, cum? Asta cred că le înțelegem și noi. Poftiți? Asta cred că le înțelegem și noi, neapărat. A, nu, nu, nu. Sunt putine, valoare, corporale, bun. Donație, transfer. Cum au intrat, sub ce modalitate au intrat aceste suprafețe de teren în domeniul privat al orașului? Da. Și mai am dat și unul. Hai să mai am întrebare. Bun, și legat de, n-am înțeles totuși, se spune strada Vânători, dar nu se identifică cu vecinătăți, cu... Era bine, comisia de urbanism a fost în teren, dar bine să mergem și noastră să vedeți ce este vorba. Era bine, dar vă invitați. Da, uite, o să invităm. Da. Da. Având materialul comisia de urbanism a fost, este strada Vânători de Munte, este de la cimitirul de la Poen, sus în Dallas, cum îi spun localnicii. Sunt câțiva cetățeni acolo care locuiesc în zona respectivă și care nu au documente pe teren. Acum, introducându-l în domeniu privat al localității, el poate fi apoi departizat sau așa cum dăm la tineri acum astăzi, mai aveți materiale, să-l putem da. Vreau să ne spuneți că prin ce document a modalitate. Acesta este publicat. Orice teren care nu are, nu există niciun stăpân, el este al inventarul localității. Și acum în inventarie. Domnul să facem asemenea lucruri.
Auzi și la ședința trecută. Propuneți de lege ferenă modificarea codului civil. Până atunci, modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate sunt expres prevăzute în codul civil. Și dumneavoastră, explicați-mi una. E cumpărat de localitate de la cineva. E vreo moștenire vacantă. E voalul viunii care s-a aripit din terenul celălalt. E uzul capiunii, adică o folosință îndelungată. Sau este o hotărâre judecătorească potrivit căreia aceste suprafețe de teren au fost atribuite localității? Domnul Roșes, vă spun, codul civil nu modificăm noi și nici dumneavoastră. Nu, pare că nu. Și dumneavoastră, acum mai spuneți și dezmembrămintele de dreptul de proprietate și atunci ați făcut un curs de drept. Și la ședința trecută, dacă ați văzut, am introdus în inventar, la fel un teren care este lângă stația de iepurare. Este o modalitate prin care putem face carte funciară la aceste terenuri. Deci, de la carte funciară acceptă hotărârea Consiliului Local prin care este trecut în inventar. Deci, fără a justifica dobândirea, exact. Modul de dobândire. Doar această hotărâre a Consiliului Local prin care noi evidențiem. Și care este finalitatea acestei? Finalitatea acestei terenuri, fiind în domeniul privat al localității, ele pot fi atribuite tinerilor sub 35 de ani, să facem locuințe. Deci am început să identificăm aceste terenuri și vedeți că și în, astăzi atribuim 3 loturi pentru de casă pentru 3 tineri din oraș. Între problema asta m-am aflat și eu, domnul Roșel. Doamnă, vă rog frumos. Bun, luați cuvântul atunci când vin de domnul președinte. Dar vă rog. Am invitat aici, deci sunt cei beneficiari celor 3 loturi de teren. Este o modalitate prin care putem să înscriem în cartea funciară lotul și apoi să atribuim. Acceptat de ce aceste terenuri pot fi reivindicate vreodată? Nu. Cu siguranță. Adică să nu vorbim pe cei... Domnule, haideți-le de zile acum, le dețin de zile. Alte observații. Poate că este și o greșeală în partea noastră, pentru că dânsii, dacă le deține de mai mult de 25 de ani, sau așa este. Dar m-am născut pe uzul capiunii, domnul Roșes, așa este? 25 sau 30 de ani? 30 de ani. Dacă le dețin de mai mult de 30 de ani și au posesia netulburată, putea să apereze și să fie... La instanță, cu un proces. La instanță, cu un proces, evident. Formula asta este mult mai... Sau formula 2. Intră în domeniul privat al localității și după aceea se acordă cetățenii. Da. Alte observații mai sunt? Argumentele astea mă lasă un... Da. Da, în sfârșit. Și nu sunt trecut din codul civil. Dacă nu mai sunt, trecem supunerea de aprobare cu totul de pe ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu eleganță mare. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 400 metri pătrați, numite Lugu Ana Maria, pentru construirea unei locuințe în conformitate cu prevederile legii numărul 15 din 2013. Comisie. Comisia pentru Comisia a fost favorabil. Poate, domnul întâmplător, am să iau cuvântul mai mult acest material. E vorba de campioana noastră la judo, lângă Ana Maria, care în momentul de față este și mulită, a fost mai devreme aici, pentru comandant la comandantă sală. Probabil că ați văzut și articolele din presă și acel filmuleț făcut în cei din mass media. E o familie cu probleme sociale. Și frații ei sunt de asemenea medaliați la judo. Personal susțin necesitatea acestei, adoptării acestei hotărâri de la judo. Nu v-ați făcea. Mulțumesc, că nu sunt favorabil. Alte comisii, dacă ați avut acest punct? Vă rog, domnul Iaru, aveți răbdare să nu până la capăt. Deci alte comisii, ați mai avut acest punct? Nu. Atunci, observați. Domnul Iaru, vă rog.
Ați avut vreun criteriu de repartizare a acestor loturi? Da. Terenul se află exact lângă locuiesc acești copii cu părinții și acel teren este liber de sarcini și îl acordăm pentru ca să poată să-și construiască o locuință în care să poată să-și desfășoare activitățile zilnice. Au avut solicitări să-i construiască cineva acasă și nu a dat act pe teren. De aceea a trebuit acest teren. Este pe strada Tăvăcar, comisia mea a văzut la terenul și acesta a fost criteriul, ca să nu mai iau cuvântul, acesta a fost criteriul aici. Borș, Remus Ionuț. Este un teren pe strada Trotuș care inițial am vrut să, sau așa a fost propunerea Comisiei de Urbanism și să-l dăm doamnei Marcu, doamna Marcu l-a refuzat și am avut solicitări din partea familiei Borș, fiind în vecinătate, să le adăsa. Iar Budnarul Costel Laurențiu este pe strada Vânător de Munte, în aceeași, în acel, să zic, cartier de, în Poien, dar ei au casele acolo, în partea de, de spre Islați, pe deal acolo. Și cred că este bine să poată să facă acte, să plătească impozit. Eu doresc să vă informez că avem câteva situații în oraș pe care am dorit să le reglementăm și în Consiliul trecut le-am adus și vi le-a adus și asta în atenție. Avem cetățeni care, și spre exemplu pe strada Fundătura Celebrii, unde sunt familiile care le știți, de țigani, ei au case, în realitate, niciunul nu are acte pe ele și atunci nu plătește impozit niciunul dintre ei, sau o parte din ei mai plătesc acum, dar la drepturi au drepturi legale. La învățământ, când a fost inundații, la ajutor social, și atunci o să venim cu propunerile în Consiliu, și să vedeți și vă gândiți unde am reușit să dăm două loturi de casă în zona respectivă, și-au făcut gard, și-au făcut curățenie, pentru că era un depozit de, de gunoi acolo. Și să știe din proprietar, răspunde și se bucură de dreptul de proprietate prevăzut de codul civil. Dar cred că domnul Iarău a fost să-l pună altă întrebare, dacă au fost mai multe cereri și au rămas, adică și-au trebuit să se aplice un criteriu de acordare. Unde? Dar eu am înțeles. Dacă, domnule, dacă, bă, dar de exemplu sunt cereri, are și doamna Marcu cerere, dar n-am identificat încă în Târgu Ocna un teren care să-i placă, doamne Marcu. Păi ea alege, dorește un teren ultracentral, nu am găsit. Am găsit pe Fundătura Cenegri, unde mai avem două, tot așa le-am trecut în inventar, sunt două loturi, le-a refuzat și pe cele de, de pe strada Fundătura. Nu știm acum când vom identifica un teren, pentru că dânsa are o problemă, o știm cu toții, a fost de atâtea ori în Consiliu și noi chiar dorim să, să rezolvăm această problemă. Însă aici există acceptul. Și este în sală și doamna Borș și cine mai sunt de cei care... Doamna Lungu? Nu? Da. Este aici și o să vedeți că ei sunt de acord. Sunt de acord cu aceste terenuri, adică ei nu fac pretenții. Spune, doamne, noi suntem mulțumiți că ni le dați așa cum sunt. Și vom avea și noi să ne tragem curent, să plătim impozit, să fim mai deci, domnul primar, vreau să întreb. Sunt date în proprietate sau atribuite în folosință gratuită? Domnul, noi acum ne... Asta? Da. În folosință gratuită pe tineri sub 35 de ani, așa cum spune. Dar în forma de închiriat, e concesionat, da. Sau e transfer de proprietate? Atribuit? În proprietate. Noi vorbim în calitate de juriști. Trebuie de proprietate a trei atribute. Posesia, folosință și dispoziție. Păi nu s-a aibă dispoziția. Nu s-a aibă dispoziția. Numai posesia și folosința. Deci, cu formă de... Este termenul folosit de legea 15. Așa spune legea 15. Atribuire cu titlu gratuit. Ei vor putea intra în... Deci dacă își vor construi casa, respectând prevederile legii 50, adică cu autorizație, cu toate avizele, atunci, la solicitarea lor, pot cumpăra preferenția terenul, adică fără licitație publică. Nu, nu, nu. Până atunci nu plătesc nimic pe teren, plătesc doar
taxe și impozite locale, atât. Și în concretizare, pot să vândă? Nu, pot. Nu au voie. Asta e bine de înțeles că se poate lumea. Asta e bine de înțeles că mai pe românește. Deci dispoziția care... Dispoziția nouă. Nouă. Deci nu pot să vândă. Și mai este o chestiune prevăzută în material, care e bine de știut de dumneavoastră. Că în condițiile în care nu își îndeplinesc obligațiile care și le iau acum la pierderea asta de atribuire gratuită, primăria, deci Consiliul Local, poate să-i retragă dreptul de utilizare gratuită. Această prevedere va fi menționată și în contractul de comodat, care va fi încheiat. E bine de lămurit chestiunile acestea, pentru că se știe toată lumea și că pot așa. Dacă mai sunt și alte observații, dacă nu mai sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră, cu 9 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, deci a trecut punctul 9 de pe ordinea de zi. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 287 metri pătrați, numitului Borș Remusonuț, pentru construirea unei locuințe în conformitate cu prevederile legii 15 din 2003. Comisiile. Comisia pentru urbanism, am zis favorabil. Altă comisie. Sunt discuții, observații la acest punct. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci domnul Roșu, nu a votat pentru. Pentru? Da. Mulțumesc. Și a trecut în unanimitate și punctul numărul 10. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 251 metri pătrați, numitului Bunarul Costel Laurențiu, pentru construirea unei locuințe în conformitate cu prevederile legii 15 pe 2003. Comisiile. Comisia pentru urbanism are favorabil. Dacă sunt discuții la acest punct, dacă... Să se facă modificările în material, să mai verifice o dată dacă mai sunt inadvertenți. Alte observații? Dacă nu mai sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Abținere împotrivă, deci în unanimitate, dacă sunt și punctul numărul 11 de pe ordinea de zi. Trecem la suplimentare. Primul punct. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 lei pentru susținerea activităților organizate în orașul Târgu Ocna cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, 5 octombrie, și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Comisiile? Comisia Juridică a Visăvărului. Comisia Economică a Visăvărului. Alte comisii nu l-ați mai avut, ca și cum. Dacă sunt observații, discuții la acest punct, dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Abține? Domnul Iaru? Împotrivă? Deci a trecut și punctul 1 de pe suplimentare. Ordine de zi. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. în relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice, precum și a tarifului. Doamna Arcu, vă rog frumos, puțină liniște pentru prestațiile executate și de societate. Comisiile. Comisia Juridică a Visfavorată. Comisia Economică a Visfavorată. Dacă sunt observații, discuții la acest punct. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Un viară. Împotrivă, domnul Măciucă Sălbăt.